Hei, salutare dragilor! Bună seara! Pe unde sunteți? Ați făcut ceva vânzări astăzi? Bine ați venit! Eu sunt Andrei Dunuță și ca în fiecare luni seară voi fi gazda voastră în emisiunea Arta de a nu vinde. Am început oficial. Iată, suntem la episodul numărul 5. Astăzi vorbim despre... Despre ce credeți? Despre prima abordare, dragilor, mă întreabă Robert Dobrean pe LinkedIn. Ce platformă folosești pentru live pe LinkedIn? Eu folosesc StreamYard, Robert. Sper să te ajute răspunsul meu. E foarte user-friendly. Cred că mai folosesc săptămâna asta și cealaltă și după aia o să trec pe Vimex. Bun. Dar până în alta ți-l recomand pe Sfântul StreamYard. Bun. Dragilor, hai să ne cunoaștem așa, să vedem de unde sunteți. Am o provocare pentru voi în această seară. Vă rog să vă treceți în comentarii pe Facebook, pe LinkedIn, pe YouTube, în grupul Arta de a nu vinde, pe contul meu personal, oriunde sunteți, că suntem live pe toate platformele. Voi o să vedeți live numărul de oameni pe platforma respectivă. Noi vedem integral pe toate, integrat așa pe toate. Aș vrea să vă recomand să înscrieți în chat numele, orașul vostru și despre prima abordare. Ce înseamnă concret provocarea? Păi, de exemplu, ce bune practici folosiți voi sau ce greșeli în prima abordare ați văzut de-a lungul timpului? Fie pe care voi le-ați făcut, fie pe care ceilalți le-au făcut când v-au abordat pe voi. Promit că mai târziu o să vă arăt și eu câteva prin screen-uri, două mai exact. V-am pregătit două prin screen-uri cu abordări pe care eu le-am primit pe LinkedIn. Apropo de întrebarea lui Robert Dobrean de pe LinkedIn. Deci eu folosesc foarte, foarte mult și LinkedIn-ul și am aproape 7.000 de conexiuni acolo sau mai mult, nu mai știu exact. Oricum, sunt multe, câteva mii și... Mai dau accept oamenilor de vânzări, bineînțeles, și mă gândesc că vor să vină în comunitatea mea să învețe, dar ei de fapt vin să mă piciuiască, n-am nimic cu asta, mi se pare super ok și sunt curios de abordarea lor, cum fac treaba asta. De asta cumva astăzi o să vă arăt două prin screen-uri interesante. Tocmai de asta, în plus, am decis să fac și rubrica... Andrei cumpără orice, care este o rubrică super interesantă în care cei de acasă în fiecare săptămână intră și împiciuiesc în maxim 5 minute business-ul, produsul, serviciul lor. Produsul, serviciu, de fapt, o idee pe care eu să o cumpăr în direct. După aceea învățăm, dăm feedback și mergem mai departe. La cea de-a treia rubrică, Sales IQ, este vrei să fii milionar în vânzări? V-am pregătit ca în fiecare săptămână 3 întrebări, o să ne jucăm împreună, învățăm împreună, mă interesează răspunsurile voastre. Iar subiectul săptămânii, repet, este prima abordare. Prima abordare în sensul de cum facem treaba asta. Fie că vorbim pe... social media, adică pe Facebook, pe LinkedIn, de exemplu, fie că o facem la telefon, fie că o facem face-to-face sau un eveniment de networking. E foarte importantă. Mi-aduc aminte, eu sunt și pasionat de șah, fac antrenamente în fiecare săptămână cu un profesor și în studiul meu individual am văzut un interviu pe internet cu un super mare maestru internațional în șah care zicea, la întrebarea, care este subiectul dumneavoastră preferat în șah? Și el zice, mă pasionează foarte, foarte mult deschiderile. Și omul nostru care ia interviul zice, păi de ce? Și răspunsul maestrului este absolut, absolut genial. Zice, pentru că nu știu dacă apuc toate finalurile, dar toate deschiderile mereu le joc. Și mi s-a părut super interesant că în vânzări este la fel. Nu știu dacă apucăm să vedem exact toate discuțiile finalizate și mai ales finalizate pozitiv, of course, dar sigur, prima abordare de fiecare dată va fi realizată.
Așadar, te provoc să-mi scrii în comentarii ce greșeli ai văzut tu în prima abordare. Sau dacă ești foarte, foarte humble, ce greșeli ai făcut tu în prima abordare. Dar acum ține de fiecare dintre noi cât de humble suntem. Acestea fiind zise, aș vrea să vă întreb dacă sunteți pregătiți să îi dăm drumul. Sunteți? Nu prea vă simt așa, hai că e luni seară, parcă e așa un moment ciudățel, luni dimineață, după aia luni seară, dar intenționat am ales luni seară să fie emisiunea, pentru că am stat de vorbă cu oamenii de vânzări și am întrebat aspectul ăsta. Iar ei mi-au zis, cred că luni dimineață sau luni ar fi o bună zi, în ciuda faptului că nu e cea mai prietenoasă zi a săptămânii, ca să injectez cu ghilimele de rigoare o doză de inspirație, o doză de motivație. Așa că luni seară sper că sunteți pregătiți. Vă mai întreb o dată, sunteți pregătiți să discutăm despre subiectul săptămânii? Bine, hai, 3, 2, 1, să fie subiectul săptămânii. Discutăm despre prima abordare, dragilor, și reiterez ideea să participați într-un mod absolut activ. Dacă vreți să învățați anul ăsta într-un mod structurat, într-un mod altfel, într-un mod neconvențional, vă invit și în grupul Arta de a nu vinde de pe Facebook, cea mai neconvențională comunitate a oamenilor de vânzări din România. Acolo voi pune foarte mult conținut educațional și am o echipă întreagă cu care lucrez, de oameni faini în comunitate, care se implică zilnic, săptămânal, să venim cu speții interesante, să le comentăm. De exemplu, în curând o să vă provoc să vă înregistrați videoul, să vă registrați într-un video prezentarea afacerii voastre sau a produsului sau a serviciului în maxim un minut, să o urcați în grup și noi o să vă dăm feedback. Până la urmă, ăsta este scopul învățării, nu? Să devenim mai buni, mai relevanți. Bun, așa că te invit acolo. Subiectul săptămânii, prima abordare, dragilor. Hai să vă mai întreb o dată și imediat o să vă arăt două prin scânuri super, super interesante, așa ca să avem un starting point. Ce greșeli ați văzut voi în prima abordare? Fie că vorbim pe LinkedIn, fie că vorbim pe e-mail, fie că vorbim la telefon, fie că suntem face-to-face la o întâlnire sau mai ales la un eveniment de networking. Ce greșeli ați întâmpinat voi? Ce greșeli ați văzut voi? Da. Eu mărturisesc că am aproape 13 ani de când fac vânzări și lucrez cu oameni de vânzări și cea mai des întâlnită greșeală este această agresivitate neexplicată. Acest pitch pe care fiecare dintre noi vrea să-l facă cu orice preț despre cât de mișto este el, cât de mișto este produsul sau serviciul lui. În realitate, nobody cares about you. Da? Adică e important să ai treaba asta în minte. Eu când eram în bancă, la început, în vânzări directe, ajunsesem să-mi spun des, atât mie cât și oamenilor mei, they don't fucking care about us. Da? Sunt interesați clienții de cu ce putem să-i ajutăm. Așa că, dragilor, e cam timpul să renunțăm la vechile obiceiuri, cu orice preț așa să propunem oamenilor direct o abordare foarte, foarte tranzacțională. Vorbim despre prima abordare, atenție. Da? Am vorbit săptămâna trecută despre always be closing. Always be closing. Da? Și cumva toată lumea se gândește că scopul primei abordări este să închidă discuția. Când de fapt scopul primei abordări este să obții o întâlnire sau să reușești să mergi mai departe în procesul de vânzare. Iar treaba asta necesită un pic de atenție, un pic de răbdare. Și haide ca să vă arăt exact niște exemple, două mai exact, le vreau să le comentăm împreună. Imediat. Bun. Colegii mei, îl vor pune în full screen.
Aici să vă pun un pic de context. Dădusem accept unui om pe LinkedIn. Ambele exemple vin din asigurări. Ambele exemple vin din domeniul asigurărilor. Doar ne-am conectat, adică imaginați-vă treaba asta, dai ad unui prospect și vine următorul mesaj, primul mesaj. Ei, salut, de fapt nu, mulțumesc pentru accept. Fac parte din, am șters numele brandului pentru că nu e important, numărul 1 pe piața asigurărilor de sănătate. În fine, nu știm, toată lumea spune asta. Dacă activitatea mea intră în sfera dumneavoastră de interes, vă propun o discuție de 15 minute în legătură cu riscurile la care atât dumneavoastră cât și angajații dumneavoastră, dacă e cazul, se expun din punct de vedere medical. Ce impact ar putea avea acest risc pe plan personal și profesional? Dacă sunteți de acord, voi avea nevoie de adresa de e-mail sau număr de telefon la care să vă pot furniza detaliile de conectare pentru un call/video pe această temă. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă. Dragilor, vă lansez provocarea să comentați acest mesaj cu plusuri și cu minusuri. Eu cumva pot să comentez și cumva pe baza lor o să-mi fac materialul educațional din seara asta. Bogdan, o să te rog să mai lași un pic în full mesajul. Deci, haideți să vedem exact care e treaba cu mesajul ăsta. Dar înainte de asta, hai să vedem dacă seamănă abordările astea sau există diferențe între acest mesaj. Repet, mulțumesc pentru comentarii, atât cele care sunt acum, ci și cele care urmează. Și hai să vedem cu ăsta. Numele meu este X și lucrez în cadrul companiei Y. Vă abordez cu intenția stabilirii unei întâlniri de 30-40 de minute, deoarece în acest moment susținem o campanie de conștientizare a evenimentelor ce ne pot impacta viața, în special pe perioada pandemiei actuale. De asemenea, doresc să vă prezint cu ce poate veni X în Y în sprijinul dumneavoastră pentru a putea beneficia de o siguranță financiară indiferent de perioada dificilă prin care trecem. Ce ați zice dacă... Deci se continuă în dreapta sus. Ce a zice dacă am analizat împreună gradul în care sunt acoperite astăzi nevoile dumneavoastră? De asemenea, ce a spune dacă am face împreună o paralelă între sistemul de stat și cel privat în ceea ce privește pensia, sănătatea și educația? Dacă sunteți interesat de o astfel de întâlnire, de consultanță gratuită, vă rog să-mi lăsați datele dumneavoastră de contact și o să revin cu un telefon în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă doresc o zi frumoasă în continuare. So, hai să vedem cum vi se pare și vouă. Așa, deci legat de atât mesajul acesta cât și cel de dinainte. Bun, în primul rând a scris cu prescurtări, era legat de acest mesaj. Da? Ok. După aceea a folosit chiar puncte de suspensie. Bun. Mai apoi nu a studiat profilul tău. A scris dacă aveți număr de angajați. Bun. Ok. Nu te cunoaște și nu știe nevoile tale, însă vrea să-ți vândă ceva. Mulțumesc. Prea lung mesajul. Da. Prea lung mesajul. Sunt total de acord, este prea lung mesajul, dar ce ar cuprinde un mesaj bun? Hai să mai punem o dată textul ca să vi-l comentez alături de voi. E un mesaj tipic de vânzător neprofesionist. Măi, acum, sigur, putem să catalogăm neprofesionist. În egală măsură, trebuie să vă spun faptul că nu este rea voință. Eu sunt ferm convins că oamenii aceștia își dau silința,
Oamenii aceștia caută să facă vânzări, oamenii aceștia caută să facă o faptă bună. Eu cred că este foarte multă inconștiență și neștiință de multe ori. În primul rând, hai să vedem. Imaginați-vă conversația dintre omul acesta și, nu știu, poate un manager sau cineva care l-a îndrumat. În primul rând, ce vreau să subliniez este faptul că omul, cum spun eu, la plus intră faptul că amândoi caută să intre pe LinkedIn. Și vă spun tuturor că LinkedIn este noul cold calling, așa se numește. Da? Și în general, social media este noul cold calling. Acum, pe LinkedIn, în mod special, este o piață business to business, în care dacă ești foarte, foarte antrenat, poți să faci super vânzări. Deci aici omul nostru e de apreciat pentru că, în fine, de bine de rău, începe să aibă abordări pe LinkedIn. Bun, mulțumesc pentru accept, punct. Mulțumesc cine? Deci, în primul rând, pe LinkedIn și în general, în orice mesaj, pe e-mail, pe LinkedIn, pe Facebook, începe cu bună Andrei, virgulă, sau bună virgulă Andrei, virgulă, după caz. Deci e obligatoriu să-i spunem omului pe prenume, da? Sau bună ziua domnule Popescu, după cum vreau eu să fiu de, nu știu, formal sau informal sau cum cere situația după caz. Deci musai e despre numele omului respectiv. Acum fac parte din X numărul pe piața sigură de sănătate. Pentru mine nu e nimic important că vorbesc cu numărul în asigurări de sănătate și de ce? Vă spun de ce nu e important. Și nu pentru, eu nu o să mă comentez pe mine, Andrei Dunuță, din perspectiva mea. O să comentez din perspectiva omului care este abordat. Deci, dacă ești numărul 1 sau așa, nu contează. Decât dacă domnul client a cerut întâlnirea respectivă. Deci în momentul în care cineva spune, ok, salut, prezintă-te, atunci dă drumul la acest elevator pitch. Dar altfel, din punctul meu de vedere, să încep direct cu asta, e așa o laudă pe care nimeni nu a cerut-o. Da? Deci ce este interesant aici este că totul este foarte, foarte tranzacțional și pe repede înainte. Această abordare mass market cu bună ziua, deci vă dați seama că este un copy-paste, da? Deci iei mesajul ăsta și îl trimiți la toată lista. Este o nebunie totală. Această abordare cold calling pe LinkedIn se întoarce împotriva omului respectiv. Vă dați seama, atât de mult m-a inspirat încât l-am pus ca exemplu negativ. Deci, fac parte, dacă activitatea mea intră în sfera de dumneavoastră de interes, vă propun o scurtă întâlnire, atât angajez dumneavoastră, dacă e cazul. Da? Deci e ciudat să spui cuiva dacă e cazul. Adică la modul, mă scuzați, eu trimit tuturor mesajul acesta, nu știu exact cine sunteți dumneavoastră, vă alegeți de acolo dacă vi se pare ceva relevant. Da? Dacă sunteți de acord, voi avea nevoie de adresa dumneavoastră de e-mail sau număr de telefon la care se pot furniza. Ok, deci este noaptea minții, vă recomand din suflet să nu faceți așa ceva. Mergem mai departe la al doilea. Acesta este un pic mai, într-adevăr, este mai lung, dar are mai multe pasaje bune. Deci dacă ar fi să le comparăm, are mai multe pasaje bune. Și atunci, recomandarea mea, de exemplu, este cum ar fi fost dacă ar fi lăsat call to action ăsta cu vă abordez în intenția stabilirii fix pe final, da? Într-un mod mult, mult mai elegant și ar fi scos în față ce ați spune dacă am face împreună o paralelă între sistemul de sănătate de stat și cel privat în ceea ce privește pensia, sănătatea și educația. Deci mi se pare că point-ul ăsta este mult mai de interes pentru că nu este despre produs. Sigur, discuțiile duc la produs și atunci mi se părea mult mai tare să avem o abordare de genul. Salutare Andrei,
cu siguranță că știm cu toții ce s-a întâmplat în ultimul an. Este evident că sănătatea a început să urce în clasamentul oamenilor, da? În clasamentul priorităților oamenilor. Da? Și atunci era o abordare mult mai catchy. E foarte ușor de aici să declini, să give value și la final să ai un call to action. Deci, una peste alta, oricum am zice, aveți foarte, foarte mare grijă. Eu acum o să vă împărtășesc câteva bune practici pe care puteți să le folosiți în prima abordare. Prima idee importantă e legat de mindset-ul cu care voi abordați lucrurile, și anume give value first. Deci primul lucru de la care pleci atunci când construiești, da, un prim mesaj de abordare, că este telefon, că este mesaj, da, este give value first. Ce înseamnă mai concret treaba asta? Înseamnă că, mi-am notat aici să vă spun, faptul că creativitatea este cel mai important diferențiator în prima abordare. Deci, sunt doi piloni importanți. Unul, give value first, și al doilea, creativitatea este cel mai important diferențiator. Spun asta pentru că este de multe ori oamenii au mindset-ul ăsta de a arăta cât de șmecher, cu toate ghilimele de rigoare, sunt ei în câteva rânduri. Vă dați seama că este absolut imposibil. E absolut imposibil să scrii un mesaj scurt, mișto, relevant și să te și lauzi de sus până jos. N-ai cum să faci asta, că ele se contrazic. În general, când te lauzi, nu este relevant din prima. Tocmai de asta sunt câteva reguli pe care vă recomand să le țineți minte. Prima, give value first. Imaginați-vă că nu aveți voie să vindeți nimic. Ce ai spune? Este evident că ai mutat focusul de pe produs pe beneficiile pe care omul le obține. Adică, mai concret, ai trece de la salut, vreau să vorbim despre asigurarea de sănătate, aș vrea să vorbim despre sănătate, aș vrea să vorbim despre familie, aș vrea să vorbim despre colegi și despre felul în care vremurile actuale ne impactează pe toți. Cred că a doua este de interes pentru toată lumea. Atenție, nu vorbim dacă vindem sau nu. Asta e o chestie de statistică care ține și de profilul clientului și așa mai departe. Vorbim despre bune practici. A doua este că e foarte important să fii creativ, să ai un icebreaker care să nu fie predictibil. Da? Ceva out of the box, ceva care să fie despre celălalt. De unde vine și al treilea? Nu doar creativitate, punctul 3 este să fie despre client și nu despre tine / companie / produs. Da? Ce poate să fie despre client? Poate să fie, de exemplu, contextul în care clienții, prospecții noștri se află. Da? În cazul, de exemplu, de mai devreme cu asigurările, vorbim despre situația asta pandemică care a făcut omul să conștientizeze cât de importantă este sănătatea. Iar vorbind acum cu voi, mi-aduc aminte de o grămadă de abordări pe care aș fi făcut. Sănătate înainte de toate. Salut, Andrei, sună cunoscut citatul de mai sus? Sunt convins că da. Uite, eu lucrez într-un domeniu în care ajutăm oamenii să XYZ. Deci, după aia, după ce am zis toate lucrurile astea, urmează să spun într-un mod creativ cu ce mă ocup, dar mai exact cu ce ajut pe ceilalți. Acel scurt elevator pitch de un rând jumate. Și abia apoi la final, de ce e important pentru client să acționeze acum? Da? Dacă ți se pare important, să îți propun un scurt call de 15 minute în care să discutăm mai multe. Evitați asta, că am nevoie de datele de contact, îmi trebuie adresa de e-mail, telefonul, faxul, numărul de la stradă și așa mai departe. Pare foarte old school așa. E normal și este evident că din momentul în care pun suficientă valoare în abordare și îți place ideea, normal că o să ne conectăm prin date. Nu mai trebuie să fac chestia asta care duce la overselling și la o disperare de asta de clasa 1, semestru 2. So, give value
first, gândiți-vă ce puteți să puneți pe masă. Poate puneți un articol, poate deschideți cu un e-book, poate deschideți cu un scurt video. Nu neapărat ale voastre, super, ar fi super dacă ar fi ale voastre, dar pot fi împrumutate și de la experți din domeniu. Deci give value first, după aia creativitatea este cel mai bun diferențiator. Aveți nevoie de un icebreaker care să spargă un pic gheața și chiar să-l facă pe om să zâmbească, să-i atragă atenția, să stânească interesul pentru subiect. Apoi, astea două trebuie să fie musai despre client, nu despre organizație. Apoi vine organizația, adică cine suntem într-un mod creativ, nu suntem o firmă de contabilitate, ajutăm clienții să își optimizeze taxele, să plătească cât mai puține lucruri și așa mai departe. Deci într-un mod în care arăt ce fac pentru ceilalți, da? Și într-un final un call to action relevant explicat din perspectiva de ce e nevoie să acționeze acum. Pentru că, uite, de-a sfârșit o campanie și mi-ar plăcea să faci parte și tu din ea, pentru că mi-ar plăcea să povestim la o cafea să-ți arăt cum îi pot aștepta pe colegii tăi. În toate lucrurile astea, mai ales în punctul ăla despre ei, e foarte important să-ți faci temele. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur lucru după întâlnirea asta legată de prima abordare, este acel slogan din școală care ne enerva pe toți, dar care astăzi în business și în vânzări este de neclintit. Andrei, fă-ți temele. Deci avem, ați văzut mai devreme două mesaje pe LinkedIn pe care le-am primit și vi le-am arătat. Sunt două mesaje în care, în primul rând, nu și-a făcut nimeni temele, dar ei vor să vândă produse premium, scumpe, whatever. Da? Adică e noaptea minții. Orice om care se respectă nici nu o să mai răspundă la mesajele astea. Deci vă dați seama că nu am răspuns. Dar oamenii care sunt pe partea cealaltă o să zică, uite-l mă și ăsta, nu, pe ăsta nu merge piața, domne, nu ne răspund clienții. Și este un cerc vicios din care niciodată nu o să mai ieșim. Bun. Vă rog să-mi scrieți în chat, pe Facebook, pe LinkedIn, unde sunteți, care sunt comentariile voastre legate de subiectul ăsta. Clienții nu cumpără produsul sau serviciul tău, ci rezultatul pe care îl obțin în urma folosirii produsului sau serviciului. Corect, mulțumim foarte, foarte mult. Bun, dragilor, aceasta a fost prima rubrică denumită Subiectul Săptămânii și ne pregătim să mergem la cea de-a doua rubrică, Andrei cumpără orice. Mai vedem o dată genericul emisiunii și apoi luăm pe Cosmin Răileanu, care astăzi și-a asumat să fie în lumina reflectoarelor. Bun, iată-l și pe omul nostru, Cosmin Răileanu. Salutare, Cosmine! Salut, salut! Salut, Andrei! Salut, echipă! Mă bucur să fiu în a doua ediție alături de tine. Sper că ai pregătit banii. Cosmin, eu am pregătit banii. Eu sper că te-ai pregătit tu să-mi iei banii. Totdeauna să ne ajutăm clienții. Bine, fii atent, Cosmine. Regula este așa. Avem 5 minute, roleplay în direct. Eu sunt clientul, tu ești Cosmin Răileanu, te reprezinți pe tine. Dar înainte să începem, aș vrea să spui 10-20 secunde despre tine și business-ul tău ca să știe cei de acasă cu ce te ocupi. Eu sunt Cosmin Răileanu, vând materiale de construcții online, reprezint brandul vindemieftin.ro. De 7 ani facem treaba asta și pot să spun că suntem foarte mândri de rezultatele care le au clienții lucrând cu noi. Asta e feedback-ul lor și încercăm să schimbăm lumea făcându-ne prieteni
ce construiesc pe fiecare stradă din România, apoi din Europa. Bine, Cosmine, ești pregătit, da? Îi invităm pe cei de acasă să ne scrie în comentarii apoi feedback-ul pentru tine, ce le-a plăcut și ce sugestii au pentru tine. Iar tu, ca un bărbat adevărat, o să suporți. Clar. O să suport orice feedback care m-ar ajuta să mă îmbunătățesc, să-mi îmbunătățesc stilul de abordare, vânzare și de transmitere a ceea ce vreau să obțin cumva. Bine. Iar după aceea vreau să-mi promis că rămâi pe Facebook și ne jucăm împreună Sales IQ, da? Răspunde la cele trei întrebări împreună. Ok, sigur. Evident. Bine. 3, 2, 1, să fie vânzare, Cosmine. Salut, Andrei. Salut, Cosmin. Mă bucur să te văd și vreau să te felicit. Am înțeles că anul ăsta v-ați achiziționat un teren în centrul Bucureștiului. Felicitări. Băi, mulțumesc de tot, în paranteză. Sper să fie adevărat, dar îți mulțumesc din suflet. Adică mergem pe ideea asta. Da, e un mare pas pentru voi, sunt sigur. Și am înțeles că ți-ai bugetat și un nou sediu pentru echipa voastră. Și vreau să încerc să-ți vin în ajutor pentru că mi-ești foarte drag și am învățat foarte multe lucruri de la echipa voastră. Iar cu ocazia asta vreau să fiu alături de voi în proiectul vostru, să vă ajut cu experiența mea. Și vreau să te întreb dacă tu ai mai construit vreodată, Andrei. Echipe și cam atât. Am înțeles. Echipe și cam atât. Deci despre construcții, nada. Numai de bine. Numai de bine. Ok. Bun. Cum îți imaginezi că va decurge construcția noului sediu? Sau cum ți-ai propus să decurgă? Ți-ai făcut un plan? E vorba despre o echipă de muncitori. Da, cât de serios sunt ei acolo. Și cam atât. Mergem, știi cum e, Cosmine, de multe ori e strategia în patru pași. Doamne ajută. Doamne ajută, nu? E greu cu meseria și în ziua de astăzi, nu? Depinde de situație, da, e greu. Dacă nu stabilești de la bun început, să zic așa, criteriile pe care se bazează relația voastră. Uh-huh. Dar în afară de meseriaș, ți-ai făcut un plan, un buget? Ai un buget în care trebuie să te încadrezi cu investiția? Momentan nu. Adică e așa, aștept de la lună la lună să vedem care e treaba. Dar zic, cu ce poți să ne ajuți tu, că nu dau seama la ce te referi. Construcția, investiția într-un imobil necesită timp și planificare. Experiența noastră poate să te scutească pe tine de timp, adică să-ți oferim de fapt timp, și din experiența noastră te poate ajuta cumva, te putem ajuta să fii mai atent cu bugetul și să-l împarți corespunzător astfel încât să-ți ajungă și să faci și un lucru bun, de calitate. Iar întrebarea mea Întrebarea mea pentru tine este cum îți imaginezi tu că o să poți să-ți cumperi materiale de care au nevoie meseriașii tăi care îți vor construi sediu? Bă, eu cred că fiecare meseriaș trebuie lăsat în pace să-și facă treaba. Deci cumva o să merg pe recomandările lor, nu? Da, foarte bună asta. Da, e ok, foarte bună alegerea. Dar cum te asiguri în schimb că ei vor cheltui banii ca și când ai fi tu acolo, nu? Ca și cum ar fi al lor. Sau așa, ca și când ar fi ai lor, da. Noi nu am această garanție.
Probabil că o să pun un coleg din echipă care e mai mare așa. M-am gândit deja la un coleg, Dan, care să aibă grijă de ei. Bună alegere, da. Dar una peste alta, spune dacă puteți să ne ajutați voi cu ceva și cu ce anume, că n-am înțeles exact. Păi uite, eu știu că tu ești foarte ocupat, dar în același timp ești foarte calculat și sunt convins că vrei să te încadrezi într-un buget, astfel încât să nu suplimentezi acei bani pentru a finaliza. Și atunci investiția ta trebuie făcută foarte bine. Și pentru asta noi avem ceva variante. Din experiența noastră, printr-o simplă neatenție, clienții pot pierde undeva la 20%, mai ales dacă merg pe recomandări și nu verifică, adică crede și nu cercetează, ceva în genul ăsta. Iar noi suntem undeva la mijloc și suntem de partea celui care investește, ajutându-l cu sfaturi și chiar implicându-ne în procesul de achiziție al materialelor. Acum vreau să te întreb dacă ți-ar plăcea să supervizezi achiziția materialelor de construcții printr-un tool foarte cunoscut, pe WhatsApp, de exemplu, și dacă crezi că ar fi foarte, foarte util pentru tine să vezi acolo cum noi conversăm cu meseriașii tăi și tu vezi totul transparent. Și meseriașul spune, am nevoie de rigips. Ok, pentru rigips avem 3 variante, acestea sunt, prețurile, cantitățile, se poate livra săptămâna viitoare sau mâine, sau tu bifezi și ești de acord cu oferta, o plătești sau... Cosmin, mie mi se pare interesantă ideea, vreau doar să întrebă că, pe scurt, că intru acum într-o ședință, cât costă toată distracția asta? Păi nu te costă nimic. Pur și simplu suntem acolo atunci când tu ai nevoie de ceva. Deci plătești doar când ai nevoie de materiale. Dar apropo de timp, se pare că nu ai timp și dacă intri într-o ședință, clar, e foarte important pentru tine. Iar dacă calculăm o oră din timpul tău, cât ar costa, plus cât ai pierde dacă nu ești atent cu banii, eu zic că... Dar voi vă puneți un comision peste pentru treaba asta? Dacă materialul e 100 de lei, voi vă puneți 110 lei? Sau eu plătesc 100 de lei ca și cum era în magazin? Păi nu, nu avem treabă cu magazinul. Pur și simplu, noi cumpărăm produsele direct de la fabrică sau distribuitor și le livrăm pe șantierul tău. Ele ne mai trec prin magazinul tradițional sau hipermarket. Adică nu cumpărăm noi în locul tău aceste materiale, ci pur și simplu este un alt canal de vânzare. Care bine, o să am nevoie să-mi explici un pic mai mult data viitoare, că trebuie să intru în ședință. Îți mulțumesc foarte mult. Aplauze furtunoase pentru Cosmin Răileanu. Ia zi, domnul Cosmin Răileanu. Și asta e și pentru cei de acasă. Hai să vedem ce considerați că i-a ieșit lui Cosmin și ce putea să facă diferit sau mai bine. Uite, primul feedback pentru Cosmin se referă la mini elevator pitch-ul tău când te-ai prezentat. Cum ar fi sunat deschiderea asta? Ne facem prieteni pe fiecare stradă pe care se construiește din România. Sunt Cosmin și de 7 ani ajut oamenii cu materiale de construcții la cele mai bune prețuri. Poți să-l iei ca pe un feedback și să vezi ce faci cu el. Mulțumim celor de acasă. Iată, aplauze de la Gabriela Mucenicu, cu prietena noastră. E foarte bun feedback-ul și chiar are sens. Da. Dar eu de fiecare dată când intru cu tine în discuție am emoții, știi? Hai mă, lasă asta. Că știu că și în bootcamp ai zis la fel. Dar zici că suntem într-o relație de asta, bărbat-femeie. Da, da, știi, emoții să ai, că tu ești expert în ceea ce faci. Da, zici? Am, fiecare om are emoțiile lui, dar vreau să spun că e foarte bun feedback-ul pe care se construiește din România. La asta nu m-am gândit, recunosc.
și de fiecare dată când fac un sau gândesc un lucru, iau strict rapid prima versiune, o implementez și mai văd eu. Da? Niciodată nu stau să mă gândesc de 10 ori. Iar feedback-ul ăsta e foarte bun. Hai să vedem. Spune-mi, te rog, ce consider că ți-a ieșit? Păi, nu știu câți bani ai, adică nu era sigur dacă ai bani sau nu. Și asta. Nu, mi-a ieșit faza cu încrederea, dacă ai încredere în meseria sau nu. Cred că dacă i-ar face, ar avea grijă de banii tăi, ceva în genul ăsta. Acolo a fost ok. După care, cred că am ratat câteva ieșiri. Aha. Aș fi putut să pun accent pe cât poți să economisești dintr-o sumă pe care o investești. Și cred că am un procent pentru asta. Aveam deja o întrebare pregătită, doar că n-am avut ocazia să o pun. Aș fi putut să spun că, uite, din experiența noastră de 5 ani, clienții noștri au economisit în jur de 20% lucrând cu noi. Mi se pare o abordare foarte bună. Da. Încă o dată, este o chestie specifică pieței, Cosmin. Da. Tu din prima, ca business, te poziționezi că oamenii economisesc. Adică dacă nu mergi până la capăt cu abordarea asta, degeaba discutăm 100 de ore. Dacă nu înțeleg, what's in it for me din perspectiva... Deci, în loc de 100.000 de euro, plătesc 80.000 de euro. Pentru aia 20.000 de euro, știi cât vorbim? Cât vrei tu, nu cât vreau eu. Dar trebuie să-mi vinzi de la început diferența aia de 10-20%. Da, sigur, eram, plus minus din experiența pe care tu o ai cu clienții. Da. Păi cam acolo trebuia să ajung cu discuția. Vreau să te întreb, de fapt, cât costă o oră din timpul tău? Era o întrebare bună asta. Da. În general, pentru orice antreprenor. Pentru orice antreprenor care trebuie să se focuseze pe business-ul lui, dar în același timp trebuie să și controleze ceea ce se întâmplă în spate. Acum, întotdeauna e loc de mai bine și trebuie să ne perfecționăm, dar efectiv consider că trebuie un vânzător trebuie să știe să renunțe la anumite abordări. Pentru că având atât de multe argumente, nu știi pe care să o alegi și trebuie să fii foarte rapid în decizii. Eu am avut prea multă răbdare și am zis că următoarea întrebare va fi despre timpul lui sau am mai amânat cu o întrebare. Dacă îți atrăgeam atenția cu timpul tău, poate că era altfel finalitatea. Dar na, are sens până la urmă, da. Că un antreprenor chiar are nevoie de timp pentru business-ul lui în general. Și aici putem puncta foarte mult. Bun, una peste alta, sugestia mea ține de modul în care legi de deschiderea, care a fost foarte prietenoasă. Mi-a plăcut deschiderea, uite cum zic și oamenii, Cosmin, mi-a plăcut direcția, poate timpul limitat nu e de ignorat, bravo. Deci deschiderea a fost ok. Eu cred că legătura de mijloc lipsește. Atunci când faci legătura între unul, două răspunsuri de ale mele și cu ce vă ocupați voi și puteți să ajutați oamenii. N-ai avut legătura asta. Știi? Ne-am învârtit un pic în cerc. Eu tot întrebam, ok, și cu ce mă ajutați concret? Ce, ok, a fost bună abordarea cu cum îi supervizați pe oameni, pentru că m-a făcut să conștientizez că va fi ceva timp acolo și bătaie de cap, dar prea puțin, adică a fost destul de ia un pic de aici, ia și un pic din partea aia ca discuție. N-a avut un fir roșu care să mă pună la punct și mi-a fost ușor să scap la un moment dat. Da. Deci, long story short, dacă aș fi Cosmin Răileanu, sugerez, aș intra direct pe timpul omului, ești antreprenor, știu că antreprenorii prețuiesc timpul mai mult decât banii, cât valorează o oră din viață, cum v-ați gândit să construiți, cam câte ore înseamnă treaba asta, îți dai seama câți bani ai / timp trebuie să dai din viața ta pentru asta. Din experiența cu ultimele 7.000 de oameni care au construit 20 de milioane de metri pătrați, între 10 și 20% îi ai garantat de la mine că îi economisești. Cum ți se pare? Bă, interesant. Dăm mai multe detalii. Ok. Și de aici discuția e simplă, că intrăm pe detalii. Da, corect. Un pic mai
mai concentrat, mai pragmatic. De acord. Da, asta este. Asta da, este. Da, da. Pentru că suntem bine, în era viteză. Bine, și domnilor, Cosmin Răileanu, vindem ieftin.ro, un super om și un super antreprenor. Îl găsiți și în online. Cosmine, te salut cu maxim respect și mi-ai promis că rămâi pe Facebook în online ca să răspunzi și tu la întrebările de la Sales IQ, să ne jucăm cu oamenii de acasă. Bine? Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunteți minunați și rămânem în comunitate să învățăm unii de la alții, să fim cei mai buni. Te salut! Ceau! Hei, dragilor, iată că a fost și rubrica Andrei cumpără orice. Dacă vreți să faceți parte din această rubrică, dați-mi un mesaj pe Facebook sau pe LinkedIn și spuneți-mi acolo, băi, salut, uite, vreau să particip și eu la Andrei cumpără orice. Și eu promit că o să vă răspund tuturor și să ne organizăm în funcție de business-ul vostru, în funcție de calendar, calendar emisiunii și așa mai departe. Bun, mergem la ultima rubrică. Pregătiți-vă mânuțele, tastatura și ambiția, pentru că urmează o rubrică super tare, Sales IQ. Hai să vedem încă genericul emisiunii și... Și iată-ne direct în, din nou în direct și înregistrat în reluare, cum ziceau toți băieții. Așa, stați să pregătesc StreamYard-ul. Bun, eu o să dau acum pe Kahoot. Deci intrați pe kahoot.it. Ia uitați, share. Bun. Deci intrăm pe kahoot.it și introducem codul de joc 441 8694. Deci aveți totul pe ecran, kahoot.it, iar pinul este 441 8694. Tararam, tararam. A intrat și Dedeman. Asta e bine. Bun. Pregătiți-vă tastaturile, pregătiți-vă monitoarele și ambiția să fiți cei mai tari. Bun. Gata. Începem. Ia uite-l pe... A intrat și Tom și Jerry. Mașa, Ștefan, mădă, vindem ieftin. Andrei D. Ia uite, se pare că joc și eu, deși nu m-am înscris. Hulk. Este și Hulk. Tony Montana. Rulmentul Brașov, toți băieții. Bravo! Haideți, 3, 2, 1, să fie nebunie. Prima întrebare, pregătiți-vă. 3, 2, 1. Se poate să fie una, se poate să fie, să fie două răspunsuri și mai departe.
După ce adresez o întrebare. Roșu, asigură-te că a înțeles-o. Bineînțeles, se referă la client. Albastru, taci. Galben, mai adresează una de follow-up. Și verde sau verde, folosește răspunsul aflat. De secunde mai avem. Ia să vedem ce se întâmplă. După ce adresăm o întrebare, bineînțeles, în discuția noastră de vânzare, roșu, ne asigurăm că domnul Popescu a înțeles-o, albastru, tăcem, galben, mă adresează una de follow-up sau verde, răspunsul aflat. Și iată cum albastru și verde sunt împreună. Ele două sunt răspunsul corect, complet corect. Cei mai mulți dintre voi ați mizat pe ideea de folosește răspunsul aflat, ceea ce este corect. Este o super direcție în abilitatea de a adresa întrebări. Vă aduc aminte că săptămâna viitoare vorbim despre arta de a pune întrebări. Data viitoare vorbim despre abilitatea de a adresa întrebări, abilitatea de a pune întrebări. Așa că pregătiți-vă că o să avem o sesiune în care o să postim un pic despre subiectul ăsta, o să vă dau niște întrebări pe care puteți să le folosiți. Sper să vă ajute. Deci, după ce punem o întrebare, taci. Deci după ce pui o întrebare, taci. Este, l-am pus cu maximă frustrare, pentru că în general oamenii de vânzări când adresează întrebări se tot lungesc, mai pun încă o întrebare, mai detaliază cealaltă întrebare. Deci este noaptea minții. Dragilor, ați pus o întrebare? Vă rog, shut the fuck up. E foarte simplu. După aia ascultăm activ, notăm și folosim răspunsul aflat în următoarea întrebare. Asta este flow-ul. Dacă nu facem asta, înseamnă că plătim nota de plată, facem conversații de salon. Hei, am văzut foarte multe roleplay cu, hei, salut, ce mai faci? Da, uite ce voiam să spun. Hei, pe bune, asta e clasa întâi, semestru 2. Bun. Deci dacă ați răspuns la amândouă, aveți și mai multe puncte. Asigură-te că a înțeles-o. Este o variantă ok, doar că e foarte greu să faci de multe ori treaba asta. Deci nu poți să întrebi pe client, ați înțeles întrebarea? Deci cumva asta este tratament, mai degrabă facem prevenție, adică punem întrebarea scurtă și despre celălalt și foarte, foarte clară. Da? Deci e greu să mă asigur de fiecare dată dacă am înțeles întrebarea. Să mă adresez una de follow-up, este deja de domeniu unde se află Donald, Mickey și alți băieți, adică Disneyland. Minunat! Hai să vedem clasamentul după prima rundă. Mădălina, iată pe Mădălina cu 1366 de puncte. Bravo, Mădălina. Pe 2 vine Eugenia, 1034. Aro, se pare că se reintră în forță Aro. Dacă și-a revenit Pegasus, de ce nu-și revine și Aro? Dedeman urcă, concurează cu vindemieftin.ro, sigur. Da, normal, sunt un pic mai mari, nu te supăra, Cosmine. Și Hulk, foarte bine. Întrebarea numărul 2, pregătiți-vă tastatura. Hai să vă văd. Distrați-vă. Semnalele de cumpărare sunt legătura între roșu, început și final. Albastru, între tine și client. Galben, între prezentare și vânzare. Între obiecții și vânzare. Semnalele de cumpărare, dragilor. O să facem o sesiune doar cu semnale de cumpărare. E un subiect foarte, foarte interesant și acesta. Și sunt foarte curios ce îmi răspundeți voi. Tarara, tarara. Puteți să răspundeți și mai mult, cu mai multe variante. Să aveți mai multe răspunsuri. Se punctează răspunsul corect plus viteza de reacție. Răspunsul corect putând fi și două, trei variante. Iar răspunsul corect este galben. Mm-hmm.
Deci așa ziceți voi, nu? Cu verdele ăla. Interesant, oricum nu era rea varianta verde. Se poate să fie și dintr-o perspectivă de obiecție, un anumit semnal de cumpărare, doar că trebuie să ai foarte, foarte multă experiență să îți dai seama care este obiecția și care este semnalul de cumpărare. Răspunsul corect este între prezentare și vânzare. Ce înseamnă prezentare? Înseamnă prezentarea produsului, prezentarea serviciului, prezentarea business-ului, da? Pentru că în momentul respectiv clientul începe să pună întrebări. Iar întrebările, de exemplu, sunt un semnal de cumpărare. Cea mare problemă la întrebările adresate de clienți că răspundem direct și nu punem noi o întrebare în continuare. Dar despre asta mai vorbim noi la semnalele de cumpărare. Ce e important să rețineți? Că după prezentarea ta, adică ok, tu pui niște întrebări, începi să prezinți soluția, iar omul începe să, dincolo de a avea obiecții, până are obiecții, în timpul discuției apar niște întrebări care nu sunt obiecții. Sunt, de exemplu, ok, și de cât timp sunteți pe piață? Ăsta poate să fie un semnal de cumpărare. Pentru că tu poți să înțelegi din asta, ok, înțeleg că este importantă experiența companiei. Da, sigur, pentru că noi am mai lucrat cu companii și toți care au 2 ani de zile nu consider că au experiență în domeniul ăsta cât să ne ajute pe noi. Și iată că deja am foarte multe informații și pot să fac legătura între acest semnal de cumpărare care vine dintr-o prezentare și vânzarea în sine. So, nu mai insist, bravo celor care au răspuns cu galben, clasamentul nu s-a schimbat foarte mult, dar avem un nou lider, v-am spus de Aro, e foarte, foarte puternic, foarte puternic rebranding-ul Aro, se pare că intră puternic în piață și Zoro s-a spărat pe noi și a urcat. Hai să vedem ultima întrebare. Aveți posibilitatea să vă recuperați punctele pierdute. 99% dintre vânzări eșuează din cauza, hai să vă văd, roșu, din cauza companiei, albastru, elementelor fundamentale, se referă aici la elementele fundamentale în vânzări, galben, clientului, e clar aici, verde, din cauza produsului și sau a serviciului pe care noi îl oferim. Deci gândiți-vă care este procentul, care este răspunsul pentru acest procent. 99% dintre vânzări eșuează din cauza companiei, adică să fim noi asumați că din cauza noastră ca și companie, fie că am sprijinit procesul de vânzare, că suntem învechiți, că whatever. Elementele fundamentale în vânzări, care țin de una alta. Și da, dragilor, acesta este și răspunsul corect. Felicitări! Acum, dacă sunteți cinstiți, ai vrea să-mi scrieți în comentarii ce înseamnă elementele fundamentale. Ca să nu spuneți așa că sună bine, dar nu știu ce înseamnă. Iar eu să vă argumentez răspunsul meu printr-o povestioară foarte, foarte inspirațională care m-a făcut să-mi dau seama de ce ar trebui să fac o astfel de întrebare. Un elev care era pasionat de basket intră în sala de sport și îi spune antrenorului: "Hey, coach, aș vrea să-mi arăți cea mai tare treabă din basket pentru a deveni un super, super jucător." Mă, antrenorul se tot gândește, se tot răzgândește și zice: "E sigur că vrei să afli care este cel mai mare secret ca să ajungi un mare basketbalist?" "Da, da, da, chiar sunt foarte pus pe treabă." Și zice: "Ok, hai cu mine." Ia mingea de basket, o bate de câteva ori sub panou și aruncă lejer la coș, înscriind de 2 puncte. Și zice: "Uite, 99% dintre meciurile de basket se câștigă cu această mișcare, care trebuie făcută perfect. 99% dintre meciurile de basket se pierd sau se câștigă datorită sau din cauza acestor elemente fundamentale." Copilul s-a simțit foarte, foarte dezamăgit, pentru că s-a aștepta la ceva rocket science,
Și a plecat așa, trist. Peste ani de zile avea să ajungă unul dintre cei mai mari trainer de vânzări și antreprenori și și-a adus aminte de această povestioară și a povestit-o. Dragilor, 99% dintre vânzări se pierd din cauza elementelor fundamentale. Iar asta este foarte, foarte greu de văzut de oamenii de vânzări, pentru că suntem foarte egocentriști. Ce înseamnă elemente fundamentale vânzării? Înseamnă abilitatea de a pune întrebări, de a fi atent la celălalt, de a spăsa, de a putea să-ți prezint produsul pe limba clientului tău și de a rezolva obiecții într-un registru în care să aduci valoare și clarificare celuilalt. Chestiile astea înseamnă 99% dintre elementele fundamentale într-o vânzare. Din păcate, ne concentrăm atât de mult pe elementele care nu contează și care nu ne ajută să câștigăm puncte. Iar lecția aceea de basket, de fapt, a fost cea mai tare lecție de vânzări. Locul 3, Hulk. Locul 2, Dedeman. Și primul loc merge la Aro. Iată că un brand românesc rupe topul. Bravo, Aro. Pe locul 5 e Zoro. Deci Zoro și cu Aro. Deschid și închid top 5. Dragilor, vă super felicit că ați reușit să parcurgeți jocul alături de mine. Una peste alta, aș vrea să vă recomand. Aș vrea să vă recomand să vă gândiți ce ați învățat în sesiunea de față, care este acel biggest takeaway, cum zic englezii, dar care este cea mai importantă idee cu care rămân după sesiunea de astăzi. Am vorbit despre prima abordare, am vorbit despre greșeli care se întâmplă în prima abordare și bune practici. Eu vă recomand ca toate primele abordări să fie cu substanță, să fie despre ceilalți, să fie creative și să nu fie despre voi sau doar despre voi sau doar despre produs, să fiți foarte disperați să cereți întâlnirea din primele rânduri, pentru că e foarte, foarte ciudat. Eu o să închei cu o idee, uite, Andrei Dicher, deschiderea, mapping-ul clientului, give value, întrebări. Mulțumesc, Andrei. Eu o să aleg să fac o metaforă pentru toți băieții din call, dar și fete. Gândiți-vă că fie abordați o fată, fie sunteți abordate voi, doamnelor. Cam asta este prima abordare. E foarte greu să fii atât de directiv, atât de, hei, salut, eu sunt, fac, drept, cum ți se pare? Adică e ciudat. Trebuie să pui omul ăla în valoare, să-l faci curios, să-și dorească mai mult, să se pare, băi, n-am mai văzut niciodată o astfel de abordare. Deja cred că o să fie o discuție interesantă. Dacă ești încă unul care dă copy-paste și abordează la kilogram, lucrurile astea sunt foarte cunoscute de clienții în ziua de astăzi. Așa că vă recomand să aveți grijă de voi. Scrieți-mi în comentarii cu ce ați rezonat. Săptămâna viitoare vorbim despre arta de a pune întrebări. Ne vedem acolo. A vinde sau a nu vinde? Aceasta este întrebarea pentru săptămâna viitoare. Și ne vedem pe grupul Arta de a nu vinde, dragilor, da, oriunde sunteți, pe LinkedIn, pe Facebook, pe YouTube, ne vedem și pe Arta de a nu vinde, grup, cel mai mare grup al oamenilor de vânzări din România, o comunitate neconvențională de oameni faini de vânzări, în care anul ăsta ne vom asuma că învățăm împreună Arta de a nu vinde. Eu sunt Andrei Dunuță, vă super salut, nu uitați! Oamenilor nu le place să li se vândă, dar iubesc să cumpere. Să fie vânzări și ne vedem săptămâna viitoare.